sunt anacronic, am momentele mele când mai pun muzică pe la petreceri sau pentru prieteni, momente la care se reacționează că dețin-mă foarte, foarte bine, pentru că de la o anumită stare încolo, euforică ce-i drept, eu mă distrez punând Gabi Dorobanțu, punând Mirabela Dauer, punând Corina Chiriac. Bună dimineața, bine ai venit, Gabi Dorobanțu. Ce-mi place să aud, să descoper lucrurile astea, dar e o mărturisire, să știi, așa dimineața mă surprinde. Fac lucrurile astea, cine n-a ascultat măcar o piesă Gabriel Dorobanțu, înseamnă că n-a stat în România în ultimii 40 de ani. Un debut târziu, 30 de ani, nu? La debut la mama. Da, dar să știi că eram drăguț. Adică n-a zis nimeni că de ce nu. Și mi-a ieșit. Adică, crezi că e o condiție neapărat? Nu, din contră. Mai ales pentru scriitori, ăștia scriu cărți și la 100 de ani, nu e nicio problemă. Da, tocmai povesteam unui cunoscut despre Saramago, cel care s-a apucat destul de târziu, Tolkien s-a apucat foarte târziu de scris și uite ce... Da, te coci mai bine și ți iese treaba. Iată, da, la Palatul Copiilor știu că un singur băiat între o grămadă de fete la corul palatului, nu? Da, să știi că era totul și un lucru grozav. Mai grozav a fost că am fost ales dintre toți copiii, erau mulți copii, să merg la un festival de la ruse când eram în clasa a patra și eu am fost singurul băiat între cele 30 de fete pentru că aveam voce frumoasă și am cântat Carmina Burana. Sigur că a fost o grozăvie, dar lucrul pe care îl țin cel mai bine minte, de fapt sunt două, este poza pentru pașaport și faptul că mi-am pierdut o vestă pe care mi-o croșetase mama acolo. N-am mai găsit-o pe scenă, știi? O legătură specială cu mama, cea care a lăsat dragul ăsta de Valea Prahovei. Știu că după o excursie undeva la 7-8 ani s-a prins dragul ăsta de Valea Prahovei și acum cu greu mai pleacă Gabi Dorobanțu. Da, nu știu cât era ea îndrăgostită de Valea Prahovei, dar pe mine mă trimitea singur să descoper. Știi ce însemna la vremea aia să pleci copil de 8 ani cu trenul? Bine, spunea celor din compartiment, aveți grijă, el coboară, dar... A singur vă trimitea? Da, sigur. Ce problemă e? Nu mergeam cu nașul, că îmi lua bilet, dar cred că mă descurcam. Aveam spirit bun și atunci, știi? Apropo de spirit, așa ușor nehotărât, adică ba preot, ba la medicină, o medie destul de mare, 8 și ceva, nu? Da, da, știi, dintre... Omul încearcă, dar... Proiectant, după care... Da, omul încearcă, dar până la urmă, știi, are un drum și îl găsește și dacă merge pe el, este bine. Mie mi-a plăcut așa. Am visat de copil că trebuie să fiu vedetă, da? Și am ajuns vedetă. Sună așa de frumos. Însă, sigur că trebuia să-ți faci o meserie. Știi că părinții nu gândeau decât că trebuie să ai servici, să muncești, să fii un om serios, nu așa un terchia-berchia, să cânți la lume. Câți ani de proiectare au fost? Vreo 10. Găsești în arhivă și acum proiecte de ale mele. La București? La uzina de mașini electrice am lucrat, am avut colegi foarte buni. Nu mai amintesc de toți, îmi pare rău, dar nevăzându-ne, îți dai seama că a trecut atâta vreme. E, mai bine pe scenă sau în fața planșei? Să știi că m-am descurcat bine și acolo și aici. Și să știi că atunci când, nu știu, îți dă Dumnezeu energie și putere, indiferent ce-ți alegi în viață, faci bine. Nu uita că eu sunt capricorn și sunt puțin șef așa și imediat vă ordonez aici în platou și merge emisiunea după cum vreau eu, nu după cum vrei tu. Gabi Dorobanțu era șef și pe scenă? Adică... Nu, asta trebuie să recunoască publicul în primul rând. După aceea colegii trebuie să înțeleagă că ai loc printre ei și apoi, știi, asta cu datul din coate nu merge și nici cu ciubucurile. Aici, dacă te vrea lumea bine, ajungi, dacă nu, să fii sănătos. Poți să vin și pământul bunicilor și casa tatălui, nu iese. Cum e perioada asta? Izolarea cumva de marele oraș s-a produs acum ceva ani la Cornu. De foarte mult timp s-a izolat Gabi Dorobanțu. S-a izolat, un fel de a spune. Da, mi-a făcut mult rău totdeauna povestind despre treaba asta, lumea crezând că deja am plecat și nu mai am nicio legătură cu voi, dar voi mă chemați
veneu și eu nu prea vreau să vin, însă la voi totdeauna cu mare drag, cu interes și cu plăcere. Cum a fost izolarea? Niciun fel. Eu sigur că mă gândesc că poate scăpăm cât mai repede și o să ne putem relua frumos activitatea, că să știi că e foarte greu să cânți la statui. Nu știi ce înseamnă să fii într-un teatru de vară care are 1000 de locuri și acolo să fie 100 de spectatori și cei și cu măști pe figură. Nu poți să descoperi reacția, este îngrozitor. Dar nu pot să spun că mă pot obișnui, aș fi ipocrit, nu se poate așa ceva. Aștept să fie bine. Și am speranță. Asta cumva ar trebui să fie mesajul. Ca dovadă că, uite, cei de la Târgu Ocna au făcut un festival pentru copii. Sigur că s-au respectat toate regulile și noi, juri, am stat cu mască 3 ore. Doamna Lucica Mușat a organizat acolo festivalul, au venit copii. Dar grozav mi s-a părut că un băiețel, de exemplu, a alergat cu taicăsul de la Bacău până la Târgu Ocna. După ce încheiasem jurizarea și l-am așteptat 2 ore și a luat premiu, să știi. Deci ce înseamnă să ai stea? Da. Așa că cu toată precauția ei au năvălit peste noi și au vrut neapărat ca să le recunoaștem bunăvoința de a se descoperi cu talentul pe care l-au lăsat Dumnezeu. Mulțumim tare mult, Gabriel Dorobanțu, o super piesă s-a cântat astăzi, ușor nostalgică, vă spuneam că mie nu mi-e frică să spună lumea despre mine că sunt anacronic, pentru că am o grămadă de prieteni ce au descoperit muzica ușoară, cum se numește, șlagărele, și pentru că eram eu încăpățânat și le puneam diverse astfel de muzici, inclusiv de la Gabi Dorobanțu, în seriile noastre târzii de lectură, bineînțeles. Mulțumim tare mult, Gabriel Dorobanțu, de găsit și pe platformele. Și eu vă mulțumesc foarte mult.